Mai multe străzi din Timișoara vor rămâne fără apă rece pentru câteva ore. Motivul este o lucrare la conductă. Miercuri, în data de 23 octombrie, între orele 9-14, în Timișoara, la intersecția străzilor Gheorghe Adam cu Lorena, se va executa o deviere de conductă, lucrare necesară pentru finalizarea înlocuirii conductei magistrale. Vor rămâne fără apă rece străzile Gheorghe Adam, Lorena, între Gheorghe Adam și Alea Pădurea Verde, precum și Spitalul de Cardiologie și Boli Infecțioase. Tot miercuri, în data de 23 octombrie, între orele 8-16, se vor desfășura lucrări de mentenanță, spălare a bazinului de înmagazinare a apei și de spălare a rețelelor de apă din localitățile Ghizela și Sanovita. Pe perioada spălărilor se va opri furnizarea apei în cele două localități vizate. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție, transmit reprezentanții Aquatim.